Vorbim despre tapet astăzi și nu orice tapet, ci unul personalizat, făcut la dorința clientului, pictat manual. Mădălina este în legătură directă cu noi. Povestim tocmai despre acest aspect. Neața! Bună dimineața, Răzvan! Este o afacere de familie. Oana și Dragoș sunt cei care au pornit acest business în urmă cu câțiva ani. În 2018 a luat ființă această idee de a picta un tapet, nu? Oana, bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit în casa noastră de tapet! Bună dimineața și ție, Dragoș! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Aș vrea să știu înainte de toate, Oana, dacă îți mai amintești primul tapet, prima comandă care a venit. Cu câte emoții mi-amintesc de prima comandă, mi-amintesc că a fost un model geometric pe care l-am aplicat unei cliente în holul acesteia și încă țin legătura cu acea clientă și încă e atașată de acel tapet și mă bucur din suflet că toată energia pe care noi o implicăm în realizarea tapetului pe care îl desenăm aduce bucurie în casele oamenilor. Și asta că este o afacere care merge, sunt foarte mulți oameni care își doresc să aibă un tapet special. Dragoș, o să te rog pe tine să ne explici un pic pe partea aceasta tehnică. Acesta este cel mai nou model pe care îl aveți, este colecția nouă, îi văd și cei de acasă văd această colecție în premieră, de fapt. Sigur, este o colecție încă nelansată, iar raportându-ne la ceea ce facem noi, oferim o parte completă în zona asta de tapet. Facem creație, toate modelele pe care le vedeți sunt realizate de către designerii noștri, facem partea de producție și partea de montaj. Oferim tot serviciul clienților noștri. Bun, hai să vorbim un pic de materiale. Nu este o hârtie, așa cum poate părea, și avem aici câteva cataloge. Aș vrea să discutăm și despre modele, că de fapt asta interesează pe cei mai mulți. Ce model pot alege, spre ce se pot îndrepta? Pot alege un model din colecțiile noastre sau putem realiza modele custom în funcție de dorințele lor. Legat de materiale, nu este o hârtie, primim des această întrebare, este un material pe bază de vlis, este o pânză îmbătută, iar materialele sunt din materiale reciclabile la rândul lor. Vopselurile pe care le folosim sunt ecologice și de asemenea și adezivul pe care aplicăm pe pereți. Oana, o să te rog pe tine să ne explici un pic de partea aceasta de tradițional. Avem aici câteva modele pentru cei interesați. Știu că cei din afara țării, în special, își comandă acest tip de tapet. Exact, aceasta este colecția DOR pe care am lansat-o chiar de 1 decembrie și a avut foarte mare impact, mai ales asupra celor din diasporă, putând aduce o bucățică din țara noastră în orice colț al lumii. Pentru că suntem în această încăpere, spune-mi, te rog, cât durează montarea unui astfel de tapet, dacă este o procedură complicată? Nu este deloc o procedură complicată. Durata de montare a unui tapet, cum este în această cameră, este undeva la o oră și jumătate. Nu facem dezordine în cameră, este un proces foarte facil de a monta și schimbăm cu totul designul unei încăperi într-un timp foarte scurt. Bun, aș vrea să vedem și partea de producție, pentru că sunt foarte mulți oameni care lucrează pentru acest produs final. Oana, o să te rog tu să ne explici cum are loc de la idee, cum are loc această procedură de la idee până ajunge la final. Sunt câteva persoane care desenează acum, avem și parte digitală. Și parte clasică, nu? Este foarte interesant faptul că noi putem crea un model de tapet după chipul și asemănarea clienților noștri, astfel încât să se încadreze la perfecție cu amenajarea deja existentă. Putem ține cont de paleta cromatică abordată în încăperea respectivă, astfel încât tapetul să se încadreze la perfecție cu amenajarea acestora. Și noi avem două modalități de creare a tapetului, atât digital, desenul pe tableta grafică, pentru că suntem în 2021, dar și abordarea clasică, pictatul în acuarelă, pe care ulterior îl integrăm într-un context armonios și îl realizăm tapet. Bun, dar pe final, cum se face acest schimb? Deci întâi ea pictează acolo, după este o procedură digitală, printați cumva sau cum se procedează? Chiar și în cazul picturii în acuarelă, ea se prelucrează digital, după care ajunge în partea de imprimare. Și vedem, uite, chiar acolo o să te rog, Cristi, să arăți, pentru că acel perete este modelul pe care l-ați văzut voi acolo. Acesta este peretele, aceasta este varianta finală și cam acestea sunt informațiile de aici. Răzvan, înapoi la voi. Mulțumim tare mult!